În timp ce liberalii se agață de putere, deși au distrus această țară, în județul Mehedinți continuă lucrările de îmbunătățire a infrastructurii rutiere. Cel mai arogant premier al României a fost demis cu cel mai mare număr de voturi care s-a dat în Parlamentul României. Moțiunea de cenzură a PSD împotriva guvernului Câțu este cea mai votată moțiune din istorie, cu 281 de voturi față de 234 cât erau necesare. În același timp, în județul Mehedinți se lucrează intens la îmbunătățirea infrastructurii rutiere, continuând asfaltarea pe DJ 607A. Este o investiție foarte importantă a Consiliului Județean Mehedinți, deoarece drumul face legătura între satele din comunele Husnicioara și Mian și Prunișor cu municipiul Drobeta-Turnu-Severin, dar și cu drumul european 70, cel mai important drum național din vestul țării. Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, reușește să aibă realizări administrative notabile în folosul cetățenilor, indiferent de situația politică de la București.